Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. E momentul în care ne relaxăm, în care facem fitness pentru a avea o zi mai frumoasă, o viață mai frumoasă și, bineînțeles, un trup mai frumos. Ne aduce toate informațiile Alexandru Filimon, instructor fitness world class. Bună dimineața! Bine dimineața. Ai revenit la noi! Bine v-am regăsit! Ce facem astăzi? O să continui seria elementelor neconvenționale. Data trecută am adus un kettlebell. Așa cum am spus, de data asta am adus un fitness bag. E practic, are 5 kg? Are 5 kg, acesta are 5 kg. Sunt și mai grele, de 10, 15, 20, 35 de kg. Pentru categoria începători, să spun așa. Da, l-am adus pe cel mai ușor. Pe care îl folosim în personal training, atât eu și colegii mei la World Class, pentru a fi funcțional. Antrenamentul de functional training, cum spuneam, aceste elemente neconvenționale, ca să le spunem așa, e ca o gentuță care are mai multe mânere și care e un pic mai grea. Ok. Ce putem să facem cu ea? Cred că femeile sunt obișnuite. De multe ori geanta unei femei ajunge la 5 kg. Da, nu prea încape ea pe... A, ba da, încape un pic pe braț. Dar putem să facem multe exerciții cu ea, cu această gentuță de 5 kg. Și o să te rog pe tine, dacă poți să exemplifici. Da. Vrei okay. să le explici și tu să exemplifici. Ok. O să încep cu un exercițiu pentru umeri, în care o să depărtăm ușor picioarele. Un exercițiu simplu. Ținem spatele drept, aducem colana în poziție neutră, avem brațele apropiate și pur și simplu o ridicăm cu coatele cât mai sus, la nivelul bărbiei. Trebuie să fim atenți, coatele să fie... Coatele să fie cât mai sus, la 90 de grade, cât mai sus, cât se poate de sus, când ne permite mobilitatea umerilor. Tragem pe lângă corp, inspirăm și expirăm. Inspirăm și expirăm. E rândul tău. Ce grupe de mușchi lucrăm în umerii. Acest exercițiu? Avem umeri. Nu e extrem de greu. Exact. Genunchii sunt ușor înduiți, brațele sunt întinse și aducem din ce în ce mai sus, cu coatele cât mai sus și apoi revenim. Și inspirăm, capul sus și expirăm. Ok. Cum e? Nu e atât de greu. Cât mă așteptam. Ok. Este un exercițiu simplu pentru umeri. Da, și simt și la brațe și la umeri. Și o să trecem un pic mai departe, a ceva un pic mai greu. O să implicăm mai multe grupe musculare. Nu am o consumație tocmai adecvată pentru sport. O să-l aducem în față. Ok? Da. Iar de aici facem o fandare către înapoi. Bine, nu am să fac acest exercițiu. Merge lateral. Revenim, inspirăm, expirăm și răsucim. Okay? Este un exercițiu mai complex, în care nu avem doar o singură grupă musculară, avem mai multe grupe musculare implicate. Ok. Lucrăm umerii în acest exercițiu? Aici conectăm atât brațele, pieptul, picioarele, spatele, fesierii, cum spuneam, exercițiu mai complex, care putem să facem câte 15-20 de repetări pe fiecare parte. Apoi, putem să-l apucăm din nou de mâner, să-l aducem în față, okay, și să facem câteva genoflexii. Sau, același lucru, îl ducem pe spate, ducem coatele în față și din nou să facem câteva genoflexiuni. Față de genoflexiuni obișnuite, avem o greutate un pic mai mare care ne solicită musculatura picioarelor. De asemenea, putem să apucăm de aici, de mânerul din față, picioarele să fie un pic depărtate și pur și simplu să-l balansăm. Ok? Alexandru, vreau să te întreb... Aceste exerciții pe care le propunem noi sunt să le facem la birou, ca să ne relaxăm, să ne detensionăm. Dacă nu avem un astfel, o astfel de gentuță, un astfel de sac, ce am putea folosi în loc? Sau acasă, dacă vrem să le facem? Am putea să găsim ceva asemănător, ceva mai mare, o vază mai mare sau, nu știu, o statuie de lemn mai mare sau orice se poate folosi la birou sau acasă. Da? Dacă avem o greutate, dacă are o greutate semnificativă, atunci o iau pur și simplu și exercițiile care le-am arătat, putem să exemplificăm. Sau, de exemplu, un stativ din acela pentru lumânări destul de mare. Da.
care la fel este destul de greu și pot să-l iau să lucrez, să-l folosesc în loc de... Sau dar... putem să ne cumpărăm un astfel putem de să... exact. Să-l avem pe al nostru personal. Exact. Sau să venim la sală și cu un antrenor personal să-l folosim în mod eficient. Bun, la ce trebuie să fim atenți când facem aceste exerciții? În primul rând, la poziția corectă, eu doar am exemplificat, dar în momentul în care, la exercițiul în care am dus fitness bag-ul de aici, din față, lateral. Avem și o denumire fitness bag, bun, bun. Da, lateral. Trebuie să avem 90 de grade în articulații, spatele să rămână drept, corpul să meargă perpendicular pe sol, ok? Și apoi să revenim. Altfel, punem presiune pe genunchi sau, dacă ne aplicăm ușor în față, punem presiune pe spate. Bun, ne mai arăți încă un exercițiu? Sigur, de aici, din față, din nou un exercițiu pentru umeri, care poți să-l faci și tu, de data asta. Îl duc pe deasupra capului și apoi revin. Și vin în față. Și revin. Și vin în față. M-a salvat Ovidiu, e târziu, trebuie să trecem la următoarea rubrică. Okay. Și totuși nu cred că permite ținuta să ridică rochița. Mulțumesc mult, Alexandru, pentru prezență și pentru exercițiile pe care ni le-ai arătat. Vedem acum